Factorii poștali ce își desfășoară activitatea la Oficiul Poștal de Distribuire Zalău și Oficiul Zonal Poștal Zalău au decis astăzi să oprească munca pentru 30 de minute și să recurgă la un protest. După cum a explicat Călin Baloc, președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali filiala Sălaj, acest protest vine după ce mișcările de până acum nu au avut efectul dorit. Din păcate, negocierile dintre sindicate și administrație au eșuat din nou. După 7 luni de negocieri, am ajuns la concluzia că s-a ales praful de aceste negocieri, deoarece membrii Consiliului de Administrație au retras mandatul de negociere al directorului general cu privire la o posibilitate de majorare a salariului, motivând faptul că nu sunt resurse financiare pentru așa ceva. Pe de altă parte, pot să vă spun că, virgulă, conducerea companiei se laudă că în anul 2015 și 2016, pe primele 6 luni, au înregistrat profit. Din păcate, când mergem la negocieri, nouă ne spun că, de fapt, compania este pe pierdere. Salariații poștali s-au săturat să fie mințiți, drept pentru care astăzi suntem în stradă. De 7 luni de zile ne duc cu zăhărelul și nu s-a întâmplat absolut nimic. Vreau să scot în evidență faptul că această companie nu ia un leu de la statul român, nu are nicio subvenție de la guvern, deci în principiu de la statul român, compania se autofinanțează. Noi ne facem salariile noastre, noi ne creăm investițiile noastre din banii noștri. De aceea ne întrebăm, nu cumva în spatele acestor afaceri există ceva grupuri de interese care vor să termine Poșta Română, să o falimenteze și probabil să o privatizeze pe 2 lei după aceea. Membrii de sindicat cer majorarea cu 200 de lei în sumă fixă a salariilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă, obligarea conducerii CNPR de către acționarul majoritar, Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională de a crește veniturile companiei. Suntem consternați de ceea ce se întâmplă în Poșta Română. Nu avem nicio susținere nici din partea Ministerului Comunicațiilor și, din păcate, nici din partea conducerii companiei. După cum vedeți, salariații poștali pe care îi reprezint, peste 50% dintre ei sunt angajați la salariu minim pe economie, de se duc acasă cu 900 de lei. Din 900 de lei să ții un copil, doi în facultate, mai ai și o rată în bancă și să mai și supraviețuiești, este enorm de greu. Factorii poștali sunt foarte hotărâți să meargă mai departe și să nu se mai lase călcați în picioare de Ministerul Comunicațiilor și conducerea companiei Poșta Română. Repet, activitatea nu va fi perturbată, ei vor merge în continuare în sectoarele de distribuire. Și după cum v-am spus, urmează, funcție de ce se întâmplă astăzi, ca protestele noastre să meargă mai departe. Acțiunea a avut loc timp de 30 de minute în aproape toate orașele reședință de județ. În municipiu au luat parte la protest peste 40 de factori poștali care își desfășoară activitatea la Oficiul Poștal de Distribuire Zalău și Oficiul Zonal Poștal Zalău.